Bună ziua tuturor! Astăzi avem pe ordinea de zi un număr de 24 proiecte de hotărâre ale Consiliului Local, plus două proiecte pe listele suplimentare. Înainte de a da citire proiectelor în cauză, o să rog pe doamna secretar să... Da, deci supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt obiecții la procesul verbal, vă rog să le punem. Dacă nu, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Vă rog să prelați condiții. Da, mulțumesc. La punctul numărul 1, proiect HCL numărul 44 de 23 martie 2022, privind acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova, domnului dr. Rape Dorea. Inițiator, subsemnatul, am considerat ca un gest de recunoștință și apreciere a activității domnului dr. Rape să fie și dânsul post-mortem trecut în rândul cetățenilor de onoare al orașului Slănic Moldova, motiv pentru care supun dacă îmi permiteți să spun și eu câteva cuvinte, pentru că este început de ședință. În primul rând, vă mulțumesc că ați venit, pentru că ați venit. Avem astăzi foarte multe documente de dezbătut. Am explicat în comisii majoritatea intențiilor noastre. Sper să avem acordul dumneavoastră despre punctul numărul 1. Desigur că susțin acest demers, pentru că nu numai dumnealui, sunt și alte persoane care o să le avem în vedere. O să facem chiar o comisie de evaluare a acestor persoanelor care nu mai sunt printre noi, dar și care sunt printre noi, care poate că este moral și plăcut așa să apreciem efortul dumneavoastră pentru localitate. De altfel, este un proiect prin care vom face și o monografie a Slănicului, în care acești oameni să aibă un spațiu mai mare, să fie trecuți acolo. Avem foarte mulți slăniceni care performează undeva în țară sau în străinătate și avem oameni care au venit de 15, de 20, de 30 de ani, de 40 de ani aici, poate mai bine decât suntem noi care ne-am născut aici și ei trebuie și ei apreciați. Și această, sper, nu ne grăbim, dar vă spun care este intenția ca să nu apară rumori, așa cum au apărut de altfel și la enciclopedie. Nu poți să prinzi într-o carte pe toată lumea. Și aș vrea să îi mulțumesc domnului Ciobanu și să vă spun că am avut în domnul Rape o colaborare foarte bună și am apreciat întotdeauna modul dumnealui elegant în care știa să răspundă la ceva, știa să intervină, știa să pună problema. Niciodată n-a fost așa înverșunat, vehement și răutăcios, ar zice. Și pentru asta sunt foarte de acord. Da, o să, înainte de a trece la procedura... Deci, vorba de vot, votul se face setet, în vorba despre o persoană. O să primească fiecare. Da. O să primească fiecare. După cum știți că este prima dată, rog pe colegul să mă ajute să-mi fac dreptate. Hai, dacă o
Pentru sau în căsuța? Păi, doamna Angela, se bifează doar sau se scrie? Da. Da. Da, cum doamne, tu bifați-o fix. Nu, bifați în dreptul unii. Bifați în... Da, atunci că le facem ori botați și fac în ordine alfabetică. E ca să nu scăpăm. Este bine pus să fie. O să rog doi consilieri din partea fiecărui grup parlamentar. Da? Din partea PNL și PSD, doi consilieri pentru a participa la numărare. Noi n-am spus de... Da, noi tot încă plan. Da, e. Da, hai că... Să faceți cărți? Da. Eu am fost invitator. Pentru...14 lipsă fiind botezat oare. Deci unanimitate. Am discutat cu, m-a sunat domnul Ionuț în calitate de fiu și moștenitor al domnului. Eu propun, dacă îmi permiteți, să păstrăm un moment de reculegere. Reculegere. Asta aveam de gând să rapid și să supun și eu. Ne uităm la... Ionuț a trimis câte o carte în memoria domnului doctor,
care o sumânez tuturor consilierilor, doamnei secretar general și domnului primar. Da, punctul a fost. Deci, la punctul 2, proiect HCR numărul 45 din 23 martie 2022, privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate a primarului orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Da, regulamentul de organizare și funcționare se modifică foarte puțin, respectiv la capitolul microbuze școlare, unde dorim ca microbuzul școlar să poată transporta copiii și în afara localității și chiar în afara țării, acolo unde este nevoie, pentru proiecte, pentru diferite activități. În rest, tot regulamentul rămâne cum a fost până acum. Dacă nu sunt alte discuții, supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. La punctul 3 avem proiect HCR numărul 46 din 23 martie 2022 privind aprobarea dezmembrării terenului proprietate privată a orașului Slănic Moldova, număr cadastral 62877, strada Ștefan cel Mare numărul 12, în vederea reglementării situației juridice a terenurilor ocupate de SNTGN Transgaz S.A. Târgu Mureș. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Da, terenurile se dezmembrează întrucât anumite suprafețe de teren sunt conform legii fără plata vreunei chirii sau concesiuni, respectiv suprafața unde sunt instalațiile de gaze și o altă suprafață care este destinată case de odihnă, curții, care va merge pe partea de concesiune și Transgazul va plăti contravaloarea concesiunii respective. Da. Dacă nu aveți alte propuneri, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, ține. Mulțumesc. La punctul 4, proiect HCR numărul 47 din 23 martie 2022, privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Așa cum v-am obișnuit, atestăm mereu și tot atestăm terenuri. De data aceasta sunt terenuri în jurul în spatele cazinoului, anumite fâșii de teren care nu au fost atestate până acum. Motivul principal este să le includem în proiectele de amenajare viitoare. Un teren de 1103 metri pătrați, altul de 310 metri pătrați, 377. Le-am discutat în comisii, le reiau 3798 în fața cazinoului, cel mai mare teren pe care îl atestăm, 65 de metri pătrați pe Mihai Eminescu, tot pe Mihai Eminescu 110 metri pătrați. Și cam astea sunt. Supunem aprobării acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține. La punctul numărul 5 avem proiect HCR numărul 48 din 23 martie 2022 privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La fel, terenuri pe strada Dobru, râul Dobru, podurile și diferența dintre poduri acolo. Nu le mai descriu. Dacă nu avem alte obiecțiuni, supun aprobările dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri. La punctul 6 avem proiect HCL numărul 49 din 23 martie 2022 privind aprobarea de puterii în abedii cartelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun aprobării când consider că nu avem alte probleme de discutat. Cine este pentru? Împotriva, abținem, nu? Mulțumesc.
La punctul 7, proiect HCL numărul 50/23/3/2022, privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Sălin Moldova numărul 6/31/2022, privind aprobarea programului manifestărilor culturale artistice ce se vor organiza în anul 2022. Inițiator primarul orașului Sălin Moldova. Dacă doriți să ne... sau dacă nu... Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abțineri, nu? Punctul 8. Proiect HCL numărul 51/23/2022, privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Serviciului Public Local de Salubrizare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021. Inițiator primarul orașului Sălin Moldova. După cum știți, excedentele pot fi întrebuințate doar pentru investiții și la punctul 8 este aprobarea utilizării excedentului, la punctul 9 avem lista obiectivelor de investiții, care înseamnă în principal accesorii pentru tractorașul pe care l-am cumpărat, măturătoare, lamă, remorcă, și avem și două tricicluri electrice foarte necesare pentru activitatea de salubritate și un echipament de tuns gazonul cu acumulator nepoluant. Da, supunem aprobării acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu. Unanimitate, mulțumesc. Punctul 9, proiect HCL numărul 52/23/2022, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Public Local de Salubrizare Sălnic Moldova, anul financiar 2022. Inițiator primarul orașului Sălnic Moldova. Supunem aprobării. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Mulțumesc. Punctul 10. Proiect HCL numărul 53/23/2022, privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Sălnic Moldova. Inițiator primarul orașului Sălnic Moldova. Reorganizarea serviciului nu înseamnă că modificăm ceva substanțial, ci deschidem două posturi de muncitor calificat, având în vedere că utilajele pe care le folosim și toate celelalte modernizări pe care le-am făcut necesită muncitori calificați și ne dorim să... Nici nu poți să dai pe inventarul unui muncitor necalificat un utilaj scump, pentru că nu poți să-i ceri acest lucru și atunci nu o să aducem din afară deocamdată. Promovăm dintre muncitorii noștri care au calificări, îi promovăm pe posturi de muncitor calificat și dăm responsabilități pe măsură și puțin mai mare salariu, pentru că asta este pe măsura muncii. Supun aprobării acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Mulțumesc. Punctul 11. Proiect HCL numărul 54/23/2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul UAT Sălnic Moldova și prin Consiliul Local Sălnic Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, prin ocolul Silvic Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Sălnic Moldova. Da, aici este devizul prezentat de către ocolul Silvic Târgu Ocna, care cuprinde pază, 2809 lei pe an, pentru pădurea pe care noi avem, puțină câte este, și în special plantația de la Cireșoaia, care are mai mult de jumătate din asta. Regenerarea pădurilor, asta înseamnă că tot ce s-a uscat de anul trecut trebuie replantat, 3378, și întreținerea de copleșiri, mobilizări de sol, ajutorarea regenerărilor, 45.000. Eu propun să aprobăm bugetul sub forma aceasta și asta este o formă maximală, urmând ca în teren, în funcție de lucrările care se vor face, să stabilim cât va costa în final. Supunem aprobării și acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu sunt.
Punctul 12. Proiect HCL numărul 55 din 23 martie 2022 privind actualizarea hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului investițional, realizarea unei rețele de stații de reîncărcare vehicule electrice în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. A apărut actualizare și vrem să trimitem la finanțare valoarea după actualizare. Nu vă mai repet. Practic, contribuția noastră neeligibilă va fi de 179.398 de lei și finanțarea 1.514.511 lei. Este valoarea celor 8 stații de încărcare. Supunem aprobării. Proiectul, cine este pe atât? Împotriva, ține, nu sunt. Mulțumesc. Punctul 13. Proiect HCL numărul 56 din 23 martie 2022 privind aprobarea notei conceptuale și a notei de fundamentare pentru realizarea obiectivului de investiții, achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de transport public local și a stațiilor de încărcare necesare pentru funcționarea acestora în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Da, în sfârșit avem culoar de finanțare pentru ca să ne înființăm propriul nostru transport public local. Aceste autobuze nu vor putea circula până la Târgu Ocna pentru că se consideră transport interurban. Dar noi ne propunem ca aceste autobuze să deservească cetățenii noștri și turiști. Pentru asta am propus două autobuze electrice de 10 metri lungime și un microbuz. Considerăm că pentru început această capacitate ar fi suficientă ca să putem face o mobilitate urbană mai bună și, bineînțeles, fiind electrice și fără poluare, cu stațiile de încărcare respective și toate cele necesare, în așa fel încât să ne mândrim și noi că avem transport public local. Da, supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Punctul 14. Proiect HCL numărul 57 din 23 martie 2022 privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Tot pe PNRR suntem eligibili să atragem fonduri pentru piste de biciclete. Ne-am propus să facem o pistă de biciclete care să pornească de în dreptul pensiunii Cristal, acolo unde este pârâul Ignat, și care să ajungă în parcul central. În așa fel încât să putem face o mobilitate pe zona aceasta pentru biciclete, luând în calcul poate și nevoia de a unii cele două obiective, telescaunul cu parcul central, situație în care dacă stai mașină cu telescaun, ai venit prin pădure, ai coborât, iei o bicicletă, te duci și tot așa putem să facem orice orice bine, el este limitat acum de buget, ni s-au stabilit niște sume și o să trebuie să ne încadrăm în acest buget, nu putem să cheltuim chiar cum ne-am dorit noi să arate aceste piste, cu iluminat public și cu toate celelalte, dar vom lua în calcul ca ele să fie iluminate de pe iluminatul public general, care este acolo, aproape. Da, mulțumesc. Supunem aprobării. Proiectul, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, obțineri, nu? Punctul 15. Proiect HCL numărul 58 din 23 martie 2022 privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice, reabilitare și clădire CVSU Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Tot pe PNRR suntem eligibili să reabilităm două clădiri care sunt foarte într-un stadiu avansat de depreciere și cu un grad seismic cu risc seismic mare,
respectiv clădirea SVSU și clădirea fostei cooperative de la Cireșoara, pe care ne dorim să o transformăm într-un centru de sociocultural și pentru tineret. Aici, dacă îmi permiteți să intervin, față de materialul înaintat inițial, materialul a fost completat conform ghidului de finanțare apărut pe data de 23 martie, deci după plecarea convocatorului, care a fost aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice numărul 440. Față de proiectul inițial au apărut niște modificări pe care bine am comunicat astăzi în materialul. Da. Supun aprobării dumneavoastră acest proiect. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Mulțumesc. Punctul 16. Proiect HCLE numărul 59 de 23 martie 2022 privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, implementarea unui sistem inteligent, integrat, de management al transportului public pentru creșterea atractivității și siguranța acestui mod de transport în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Da, dacă vom reuși să achiziționăm autobuzele electrice, ne dorim să avem și un management de trafic modern, dar și afișajele din stațiile de autobuz și toată comunicarea între ele, în așa fel încât să trecem direct la un nivel de management, dar și de exactitate. Turistul, cetățeanul nostru, va ști exact la ce oră vine autobuzul, câtă întârziere are eventual, noi sperăm să nu aibă, dar dacă se va întâmpla, și toate celelalte nevoi în stațiile de autobuz vor fi sisteme Wi-Fi pentru internet, cât se așteaptă. Nu ne propunem să modernizăm stațiile efectiv. Încercăm să... bugetul nu este foarte mare și atunci încercăm câte puțin din fiecare ca să prindem începutul. Dacă ne-am propune să modificăm, să modernizăm, avem 42 de stații de autobuz. Gândiți-vă, numai dacă punem 50.000 de lei, la fiecare se adună o sumă considerabilă. Și noi credem că aceste stații, mai avem câteva de înlocuit sau de îmbunătățit, vor fi suficiente. Bineînțeles că afișajul, toate celelalte, vor avea suport independent. Nu ne propunem să punem afișajul pe peretele stației. Și atunci lucrurile se vor duce către o direcție mult mai independentă. Dacă traseul acestor autobuze electrice va fi transportul local doar interior oraș sau va fi oraș Tocmai am precizat. Nu, noi avem în vedere trei trasee. Un traseu până la capătul Slănicului, strada în Cireșoara, mai va depot petrol, da? Întoarce și vine la Slănic. Al doilea traseu să fie până la pod la Stroiu. Bine, ăsta să zicem că vine din oră în oră. Ca exemplu, da? Până la pod la Stroiu, care va avea un flux diferit weekend față de luni, marți, miercuri, joi și în sezon, pentru că dacă nu ai turiști, nu plimbi autobuzul degeaba. Și atunci acolo va fi un circuit mai care se suprapune, să zicem că ăla vine la o oră, ăsta vine din jumătate, la jumătate de oră vine și celălalt sau vin amândouă în funcție de flux și microbuzul care va deservi zilele mai legere, că nu e corect să cari un autobuz de... da, și microbuzul poate să intre și putem să facem un traseu și puțin mai prin stațiune, pentru că actualul traseu propus trece doar pe aici și oprește în parcarea de la Perla, unde ne propunem să facem la Venus, aici unde ne propunem să facem stația de așteptare. Unele se vor duce până la camping și intră pe Ștefan cel Mare, pentru că nu mai avem voie să oprim la piață pe partea, pe sensul de urcare. Adică sunt câteva modificări, dar totul va fi în funcție de client și de nevoie. Posibil ca toți trei să circule odată, dacă e vară și vârf, 10 în 10 minute, nu știu, mă gândesc, să, poate că o să fie o problemă cu blocaj de... adică nu o să mai avem locuri de parcare, nu? Și atunci trebuie să faci
niște navete din astea, cum se spune, să lase mașina la vale și să-l aduci pe turist, pe vizitator, să-l aduci cu autobuzul electric. Este un început. Nu pot să vă spun exact cum va fi, dar pot să îi asigur pe cetățenii din Slănic, Moldova, că vor avea un transport public, hai să zicem, nu mai târziu de o oră și un sfert distanță, cât ar face circuitul ăsta un autobuz care e de serviciu, care se învârte toată ziua. Și bineînțeles, avem o problemă cu transportul muncitorilor. Nu avem curse dimineața de vreme, nu avem curse seara târziu și asta se poate acoperi cu transport public local pentru cetățenii noștri. Da. Toate astea mai luăm în calcul și transportul interurban. Deci noi ne vom suprapune cu transportul interurban. Da? Și atunci el trebuie manageriat de așa manieră încât să... Trebuie discutat și cu cei de la... Da, și o să-i obligăm să-și pună... Să intre pe sistemul nostru de management de trafic. Adică el va avea și el un GPS sau ceva ca să știe la ce oră vine, dacă întârzie sau alte sisteme, ca să putem să... Că dacă se suprapun, o să fie o... Da, nu știu, să... Da, domnul, da, să aștepte un plan, o stație, să aibă... Neloia. Da. Da. Dacă nu sunt alte discuții, supune aprobării proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu? Mulțumesc, unanimitate. Punctul 17. Proiect HCL numărul 60 din 23 martie 2022 privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare, modernizare, dotare clădirii publice, reabilitare, clădire centrului sociocultural și de tinere Cireșoaia din Slănic, Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic, Moldova. Da, am uitat să vă spun la celălalt proiect, la SVSU, 875.000 de euro este estimată lucrarea și aici am estimat că ne-am încadrat în 188.000 de euro, 925.000 de euro, pentru clădirea de la Cooperativa Cireșoaia. Pentru cei care urmăresc materialul să știe, ne propunem să facem acolo un centru sociocultural și de tineret. Să integrăm cumva mai multe funcțiuni și să oferim ceva pentru tinerii din localitatea noastră. Deocamdată clădirea aceasta stă cel mai rău, să zicem, din toate clădirile pe care le are primăria, asta este cea mai părăginită. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, nu, abține, nu, mulțumesc. Punctul 18. Proiect HCL numărul 61 de 23 martie 2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității gestiunii de gestiune de realizare a activității de transport public de persoane, organizarea și exploatarea pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu. Inițiator primarul orașului Slănic, Moldova. Da. Aici, la ședința trecută, ați aprobat organigrama. Acum, noi suntem în faza foarte avansată, în sensul în care avem deja 10 persoane care au trecut concursul și vor fi angajații noștri începând cu data de 1 aprilie și până la 1 aprilie sau în jur de 1 aprilie vom prelua și mijlocul fix și a doua zi vrem să-l și delegăm această gestiune către serviciul nou înființat de transport public pe cablu și terestru și ne pregătim ca să funcționeze. Noi sperăm ca de sărbători acest telescan să funcționeze și este o nevoie să delegăm gestiunea. Condițiile de delegare sunt cele conform legii care spun că trebuie să fie competitivitate economică, adică veniturile trebuie să fie mai mari decât cheltuielile. Pentru asta avem și aici regulamentul și prețurile și toate celelalte sunt prinse aici. Pentru cei care nu pentru care ne urmăresc, am propus ca o urcare cu telescaunul să rămână 15 lei, cum a fost și în anul trecut, pe perioada de vară, și pentru copii 10 lei. 10 lei. Da? În sensul acesta, nu vrem să ne îmbogățim din asta, dar sperăm să devenim atractivi acolo sus, prin evenimentele pe care le facem și să generăm cât mai multe urcări, care sunt și atracție turistică și venit la
telescaun. Nu vrem să ne îmbogățim din asta, dar este important să realizăm că nu putem să mergem pe pierdere. Da. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu? Unanimitate. Punctul 19. Proiect HCR numărul 62 din 23 martie 2022 privind aprobarea dării în administrarea serviciului de transport public local de persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Sărăș-Moldova la instalație de transport de cablu și a infrastructurii tehnică utilitare aferente funcționării acestea. Inițiator primarul orașului Sărăș-Moldova. Supunem aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu? Punctul 20. Proiect HCR numărul 63 de 23 martie 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al orașului Sărăș-Moldova. Inițiator primar orașului Sărăș-Moldova. Da, aici avem o situație că proprietarul hotelului Cerdac a achitat în avans suma de 165.000, care reprezintă supraimpozitarea, care era avea termen de plată 30 septembrie și la punctul următor, o să vedeți, această sumă a fost adusă în buget și la punctul următor vă supunem aprobării un împrumut. Exact această sumă vrem să o împrumutăm la serviciul 135.000. E puțin diferită, dar nu foarte mult, deci avem 165, să asigurăm funcționarea pentru început a telescaunului. Avem nevoie de bani și atunci acest împrumut se va da pe o perioadă limitată, bineînțeles, fără dobândă, dar nu afectăm bugetul local actual cu acest împrumut. Da, supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Mulțumesc. Punctul 21. Proiect HCR numărul 64 privind acordarea unui împrumut fără dobândă din bugetul local al orașului Sărăș-Moldova către serviciul de transport public local de persoane din subordinea Consiliului Local Sărăș-Moldova. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Punctul 22. Proiect HCR numărul 65 din 23 martie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului de transport public local de persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Sărăș-Moldova pentru anul 2022. Inițiator primarul orașului Sărăș-Moldova. Supun aprobării. Dacă nu sunt alte discuții, cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Mulțumesc. Punctul 23. Proiect HCR numărul 66 din 23 martie 2022 privind participarea serviciului de transport public local de persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Sărăș-Moldova ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Inițiator primarul orașului Sărăș-Moldova. Da, este o nevoie, după cum poate majoritatea cred că știți, noi cumpărăm curentul electric de pe bursă. Ca să poți cumpăra ceva pe bursă, trebuie să fii membru afiliat. Serviciul de transport nou înființat are un cod fiscal separat și este și e o nevoie pentru ca să putem cumpăra curent electric de pe bursă, trebuie să fie afiliat și serviciul. Nu este este pentru binele, pentru economie, pentru că pe bursă este cel mai bun preț posibil la curent și gaz. Da, mulțumesc. Supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Mulțumesc. Punctul 24. Proiect HCL numărul 67 din 23 martie 2022 privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Sărăș-Moldova pe o perioadă de cel mult 3 luni de zile calendaristice, începând cu luna aprilie 2022. De noiembrie 2022. A, da. Dar nu, după 22. Da. Inițiator primarul orașului Sărăș-Moldova. Să rog propuneri, dacă nu. Nu am listă. Dar n-am mai fost aia. Propuneți. Ce propun? Voi propuneți, că voi ați aprobat regulamentul nou. Propuneți și
Puneți-vă președintele. Noi nu asta n-am aprobat niciun regulament, nu? Așa că noi nu propunem. Regulamentul ăla. Alte propuneri? Noi ne-am consultat în departea partidului. Am propus o propunem pe Andreea. Consiliere local, domnul. Da. Propuneți-vă și votați. Eu nu îmi accept. Mai există o propunere, să înțeleg? Da, a rămas de la PND, Andreea. Câte domnul Meșterca. Deci eu v-am zis de ce nu accept. A, nu pot. Cei 6 consilieri PSD nu au votat noul regulament inventat acum după ultimele alegeri, da? Și nu o să, participe. Da, da, nu. Vreți să... Ați uitat ședința sau? Da, nu, e dreptul dumneavoastră, dacă nu vot, nu... Da, nu, nu vreți să propuneți, nu îl intrăm la alte discuții, da. Mulțumesc. Supunem atunci la vot propunerile. Cum procedăm? Care sunt propunerile? Prima propunere pentru domnul Meșterca, cine este pentru? Domnul Meșterca, votăm atunci cea de-a doua propunere. Stați că am eu o propunere. Păi, haideți să nu stabilim. Am întrebat dacă mai sunt atunci. Dacă doriți să faci atunci, vreau să fac o boșcălie. Nu chiar. Bă, dar propuneți la... Doriți să faci altă propunere? Încheiem. O să faceți regulamentul ăla civilizat și democratic, dar nu știu să facă. Păi veniți cu propunerea numele de încercare. Faceți la președință. Suntem singura dorit din județ care aplică programul, proiectul ăsta. Regulamentul ăsta al ședinței, să-i spun. Dar nu, gata, s-a încheiat. Vă rog, treceți-o la următorul punct, domnul președinte. La listele suplimentare avem două proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Sfântul Moldovan. Care v-a fost adus la cunoștință în cadrul comisiilor. Dacă sunt alte discuții pe această temă, dacă nu... E bine ca domnul primar să prezinte cum a prezentat în comisie. Da, cum s-au separat, mă rog, reprezentat de sindicat, reprezentat de fără reprezentant. Domnul consilier, eu prezint cât vreau eu să prezint. Nu puteți să-mi impuneți să prezint, dacă odată am vorbit în comisii, nu-mi place să apar pe sticlă așa ca alții. Sunt alte discuții? La este punctul pe salarizare. Nu este. La 2 este salarizare. Da. Exact. Atunci supun aprobării dumneavoastră. Punctul este la suplimentare și nu. Vă spus da, e sumă. Eu nu le am aici nicio... Le aveți la comisia. Vă rog să votați. Cine este? Împotrivă, abțineri, nu? Mulțumesc. Și pe, la punctul 2, proiect de hotărâre pentru completarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local al orașului Sălnicu Moldovan,
numărul 2 din 14 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Inițiator al orașului Sărănic Montoro. Supunem la vot, dacă nu sunt aici, aveați întrebări? Vă rog, deci, am înțeles de la discuțiile pe comisii că din tot personalul ăsta care funcționează în primărie, că sunt din aparatul de specialitate, că sunt de la societăți, de la servicii, pardon, azi vom vota o salarizare pe un anumit nivel. Corect. Mi se pare, nu știu, ceva... Păi spuneți ce nu-i în regulă. Foarte bine ar fi ca în ședință, trebuia să fie, dacă nu, poate la ședința viitoare, dacă să fie și acel reprezentant al sindicatului la ședință și acel reprezentant al celorlalți, care înțeleg că nu există, va fi, nu? Doamna Sic, am înțeles că acel reprezentant va fi ales. Deci, cred că e ceva distrițional, ceva ce nu se împarte bine. Având în vedere deci, faptul că la vedere în sindicat sunt 15 salariați și se stabilesc salariile pentru număr mai multe, mai mare de persoane, inclusiv muncitorii care sunt în cadrul serviciilor, există posibilitatea ca aceștia să-și aleagă un reprezentant cu care să, care să negocieze salariile, negocierea fiind o procedură obligatorie, avizul sindicatului fiind consultativ. Avizul reprezentantului sau al sindicatului este consultativ. Dar, pentru că sindicatul are un număr mic de membri și nu se pune problema că nu este reprezentativ, poate să fie consultarea cu un reprezentant desemnat de toți salariații. Atunci de ce votăm salariile? Aici adică se votează, de salarizare se votează de completare. Referent? Nu, este vorba de o completare a hotărârii de Consiliul Local de stabilire a salariilor, în care se stabilesc salariile pentru funcțiile nou înființate de muncitor 1 și 2 și de expert informatician, care sunt funcții noi și pentru care nu era stabilit nivel de salarii. Bun, este acum, o completare acum, a hotărârii de salarii. Este o completare și a un impost, da. Este completare pentru funcțiile care nu sunt în... Și urmează apoi ca grila pentru celelalte. Poate fi sau poate nu fi. Cei care angajează poate să fie la o ședință următoare, așa ați spus. Nu. Am spus că există posibilitatea să... Nu, să termine domnul Moraru ca să... Deci, problema asta era. De ce votăm azi până la nivel de referent? Deci, proiectul de hotărâre spune privind completarea hotărârii de stabilire a salariilor. Nu se modifică hotărârea. Sunt prinse salarii pentru funcții care nu erau prevăzute. Deci noi azi votăm salarizarea pentru cei care nu sunt prinși. Pentru cei care nu sunt prinși. Asta înțeleg eu. Pentru funcțiile care nu sunt prinse în grilă. Sunt asta funcții. Se votează azi. Da, da. Pentru este... funcțiile care nu sunt prinse da, în grilă. Ca să, pentru ca să... fie lucrurile încă o dată clarificate. Le-am clarificat în comisii, dar văd că unii au înțeles, unii nu. Nu este corect ca 15 persoane, părerea a 15 persoane, să reprezinte, care sunt minoritari, să reprezinte 60 de persoane, 60 și ceva de persoane. Și pentru că nu s-au organizat. În sensul în care a apărut un diferent între cei 15 membri de sindicat și cei 40 de membri, nemembri de sindicat, se va amâna această etapă, nu știu până când, nu am spus pentru o lună de zile, până când vom avea un consens. Nu am vrut să creez niște diferențe, lucrurile rămân cum au fost. Respectiv, am reglementat ierarhic salariu de la muncitorul necalificat, care deja are salariu mărit de la 1 ianuarie conform legii, și am astăzi pentru muncitor calificat 1, 2, 3, 4 și celelalte s-au completat practic statul de funcții și
salariu. Mai departe, peste o lună, peste două, peste nouă, vom acționa în funcție de situație. Vă înțeleg, vă înțeleg dorința dumneavoastră, dar dumneavoastră, eu răspund ca ordonator de credite de cum se cheltuie banul public. Dumneavoastră votați pentru sau împotrivă, dar nu puteți să-mi impuneți mie de ce. Deci când nu o să vreau fiți... să impun absolut nimic. Nu, eu am răspuns. Am, am înțeles că se votează până undeva, să înțeleg că se votează salariile la personalul nou preluat, nu prea am înțeles. Bun, nici n-am avut post de maestru, nici n-am avut post de tehnician, nici n-am avut post. Adică sunt niște reglementări noi care aduc după sine și reguli noi. Dacă îmi permiteți, personalul care este acum angajat își menține salariul. Nu este nicio modificare de salariu nici la muncitori. Dar la cel minim a trebuit să facă. La minim este de la 1 ianuarie. Ăla se modifică fără o hotărâre. Personalul care este acum în funcție angajat își menține salariul. Nu se modifică niciun salariu din cel de existent. Nu era normal ca în ședința pe comisie să fie acel reprezentant de la sindicat și acel reprezentant al celorlalți care nu sunt în sindicat, ca să știe și ei să participe și să-și spună părerea. Domnul de vedere este alt proiect de hotărâre. Asta este doar completare. Domnul consilier, legiuitorul n-a spus că liderul de sindicat trebuie să participe la ședința de consiliu local când vrea consilierul local. Legiuitorul a spus, liderul de sindicat trebuie consultat. I-am consultat și când mi-am dat seama că nu sunt majoritari, ba mai mult, ceilalți aveau părere diferită față de cei 15 membri, mi s-a părut corect să opresc lucrurile și poate că într-o altă etapă, într-o altă discuție vom proceda diferit. Astăzi, asta este situația. Mi se pare o cheltuială inutilă de timp să mai explicăm încă o dată ceva care nu s-a întâmplat. Da, nu s-a întâmplat. Supun aprobării dumneavoastră ultimul punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Haideți să numărăm că... Deci se abțin 5, sau împotrivă. Domnul Oclan, domnul viceprimar, să înțeleg că toți angajații de la serviciu de salubrizare sunt foarte mulțumiți de salarii, nu? Da, tocmai... nimeni mulțumit de salarii. Deci tocmai asta este ideea, că ei nu au reprezentat de altceva. Deci sunt oameni care au avut... salarizarea personalului. Dați-mi voie să vă explic. Deci au fost muncitori calificați care au avut 2540 salariu, și nu li s-a modificat decât cu 10 lei și a venit unul din spate cu 2230 care are 2550. Păi spuneți dumneavoastră, cum îi împăcăm pe ăla care așa este calificat cu celălalt? Așa au rămas. Eu știu ce așa au rămas. În proiectul ăsta de lege, așa au rămas. Da, mulțumesc. Deci la ședința de astăzi închisă.